Salutare! Astăzi, pentru că întâlnesc destul de des aș putea spune, în ultima perioadă, dar în cabinet, cupluri care divorțează și au copii, am să vorbesc puțin despre impactul pe care îl are divorțul asupra copilului. În momentul separării părinților, copilul cu siguranță că suferă un șoc, chiar dacă acest copil s-a confruntat înainte cu agresivitate de sub toate felurile, agresivitate fizică, verbală, multă tensiune sau lipsa afecțiunii dintre părinți. El a fost martor la foarte multe dintre acestea și chiar a sperat la o despărțire. Vestea destrămării cuplului îi poate produce într-adevăr un șoc și îi provoacă o conștientizare cumva brutală. Începe ceva nou, ca și cum ar începe o eră nouă. Și acest început poate să fie foarte tulburător, necunoscut și neclar. Destrămarea celulei familiei, care este constituită din mamă și tată și care trăiește sub același acoperiș, este un proces pe care copilul va depăși destul de lent. Principalele lui, să zic, puncte de reper sunt perturbate. Care sunt punctele lui de reper? Locuința, modul de viață, prezența părinților în viața lui. Ei, acum poate să apară chiar o criză existențială și poate să apară simptome, de exemplu, de dezinteres social, de dezinteres școlar, îndoieli, îngrijorare, stres, anxietate, insomnii, depresie și așa mai departe. În cel mai bun caz, copilul depășește această încercare, dar poate să trăiască o mulțime de sentimente tulburătoare și aș vrea să le amintesc pe cele mai importante. Unul dintre sentimentele pe care le trăiește copilul este teama de abandon și chiar avusese în zilele acestea o tânără care, de 16 ani, care la 8 ani, de exemplu, a trecut prin divorțul părinților și astăzi are sentimentul că își poate pierde mama, de exemplu. Sigur că după ce am mers pe fir și am lucrat pe acel copil interior, am ajuns la conștientizarea, ea a ajuns la conștientizarea faptului că atunci a fost foarte frică că dacă și mama o să o abandoneze. Pentru că, de exemplu, tata un an de zile nu a căutat-o și atunci a perceput acel lucru ca pe un abandon și a fost un abandon. Dar uite cum lucrurile din mica copilărie își pun amprenta și la adolescență și mai târziu, pentru că sunt lucruri inconștiente, ne formăm niște credințe din experiențele prin care trecem. Deci apare această teamă de abandon, ruperea legăturii dintre părinți dovedește că pentru copil că nicio relație nu este cumva ferită de acest risc al despărțirii. Apoi poate să apară negarea sau tentația negării. Copilul încearcă cumva să-și aline această suferință, minimalizând ceea ce se întâmplă. Ei, această reacție este cumva însoțită de perspectiva unei probabile reconcilieri a părinților și își imaginează că e posibil totuși va căuta acele elemente prin care să-și imagineze că părinții se pot împăca. Un alt sentiment prin care trece copilul la divorț este refularea. Copilul lasă impresia că trece foarte ușor, că nu are nimic, își ascunde emoțiile, doar că aceste lucruri pot să apară sau să iasă la suprafață prin diferite simptome fizice și poate să somatizeze. O să apară probleme de astm, alergii, probleme cu intestinele și anxietăți de toate felurile.
Mai trece prin sentimentul de neputință, se vede neputincios, este foarte greu să lupte cu această angoasă și cumva copilul începe să-și atribuie puterea de a acționa pentru împăcarea părinților. Copilul mai poate trece prin sentimente de vinovăție. Foarte mulți dintre copii se simt vinovați pentru divorțul părinților. Este tentat să-și asume această responsabilitate pentru despărțirea lor. Un alt sentiment prin care sau pe care îl trăiește copilul la divorț este mâhnire și deziluzie. Despărțirea părinților de care copilul este atât de atașat îi alterează profund imaginea idealizată a tatălui și a mamei, pentru că, mai ales până la anumită vârstă, copiii își percep părinții ca pe niște zei, ca și cum ar fi perfecți. Mai pot să treacă prin un sentiment de sfârșire și de de a încerca cumva conflictul de loialitate. Ce înseamnă asta? Că este cumva o formă de devotament care îi apare față de mamă sau față de tată și copilul începe să se abțină să își manifeste pe deplin atașamentul pe care îl are ori față de mamă, ori față de tată și se va atașa, să zice, mai mult de părintele pe care îl simte mult mai vulnerabil. Încă un element care poate apărea este parentificarea. Copilul adoptă cumva o postură nouă care constă în dorința de a se responsabiliza, indiferent de vârsta pe care o are, joacă rolul susținătorului părinților sau a fraților lui. Ei bine, sigur că este traumatizant pentru un copil să treacă printr-un divorț, dar este foarte important și cum punem problema când divorțăm ca și părinți. Dacă țineți minte un lucru, dacă divorțați, e foarte important să îi spuneți copilului că voi nu divorțați de el. Cuplul se desparte, în cuplu nu mai există iubire și nu mai iubirea nu întotdeauna ține până la sfârșit sau cum ne-am propus noi. Important să-l ajutați pe copil să înțeleagă că voi, ca părinți, nu divorțați de el. Că dragostea de părinte rămâne întotdeauna acolo. Doar dragostea dintre părinți nu mai există, adică să diferențiem un pic familia și cuplu. Cuplu-i una, iar relația părinte-copil este cu totul altceva. Iubirea părintelui față de copil este acolo pentru totdeauna, niciodată nu se va sfârși. Sigur că acolo unde părinții nu-și mai caută copii și am întâlnit o grămadă de cazuri în care un părintele, după ce a divorțat, de obicei se întâmplă la tați, nu și-a mai căutat copilul. Copilul trăiește o suferință enormă, pentru că nu se simte iubit, se simte dat la o parte, nu înțelege cum adică părintele nu mă mai caută, dar de ce? Sunt defect, am o problemă, nu pot fi iubit? Sau unde există alcool și părintele nu este disponibil. Din nou, din păcate, tot pe partea masculină am găsit chestia asta mai pregnant. De ce alege alcoolul în detrimentul meu? Adică alcoolul e mai presus decât mine? Din nou se simte neiubit, simte că ceva este în regulă cu el și noi, cum să zic, adultul până la urmă se formează în copilărie și avem o mare responsabilitate. Dacă noi ca și părinți, în momentul în care divorțăm, folosim copilul ca pe o minge de ping-pong, sigur că el va avea de suferit. Este foarte important să nu creați acea alienare parentală. Adică, indiferent cât de rău este părintele de care ați divorțat, că este alcoolic, că a consumat droguri, că nu știu, e foarte important celălalt părinte să nu vorbească urât despre părinte. Pentru că copilul își iubește părinții
cumva, ăsta este un comportament rău, nu părintele este rău. Și copilul își iubește părintele extraordinar de mult, indiferent ce și cum. Și atunci, dacă tu vorbești foarte urât, să zicem, despre mamă, maică ta e într-un fel sau altul, uite ce a făcut, că din cauza ei, tu vei pune o presiune foarte mare pe copil, pentru că nu-i treaba ta meciurile dintre voi doi. Copilul vă iubește la fel. Și trebuie să înțelegem că noi nu avem voie să vorbim urât de celălalt părinte, pentru că se creează această alienare parentală și întotdeauna copilul va face alianță cu părintele pe care îl vede mai slab, pentru că se victimizează poate mai mult sau vorbește pe celălalt părinte de rău. Asta nu înseamnă că pe copil îl ajută. Voi, când divorțați, trebuie să vă gândiți că trebuie să rămâneți prieteni pentru copilul vostru. Chiar dacă la începutul căsniciei voastre v-ați dorit să mergeți până la capăt cu căsnicia, ei, din păcate, se întâmplă și să ne despărțim, pentru că în momentul în care noi ne căsătorim, s-ar putea să fi fost la un grad de conștientizare, la un grad de dezvoltare și pe parcursul vieții să ne dăm seama că n-am fost potriviți. Sunt foarte multe cupluri, se căsătoresc pe acea perioadă de îndrăgostire. Îndrăgostirea e una, iubirea e alta. Îndrăgostirea ține undeva între 6 săptămâni și 4 ani, maxim, oricum trece. Și după ce trece, e de văzut dacă a rămas acolo iubire sau nu. Respect, proiecte comune, un cuplu trebuie să crească împreună, să se ajute reciproc, să se susțină reciproc, adică creșterea asta trebuie să fie împreună. Dacă, de exemplu, într-un cuplu una dintre persoane se dezvoltă, cealaltă rămâne aici, ia uite, se creează această prăpastie, nu mai putem comunica, pentru că eu sunt aici, tu ești aici, tu nu faci nimic să te dezvolți împreună cu mine. Și în aceste cazuri se ajunge uneori la divorț. Deci este foarte important să înțelegem cum punem problema cu copilul în momentul în care divorțăm și să reținem că noi trebuie să rămânem prieteni pentru copilul nostru și așa trebuie să ne perceapă, ca să-i fie mult mai ușor să depășească această problemă.